Moise s-a suit din câmpia Moabului, pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Erihonului și Domnul i-a arătat toată țara de la Galad până la Dan. Tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus. Partea de miază zi, împrejurimile Iordanului, Valea Iordanului, Valea Erihonului, cetatea Finicilor până la Țoar. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminției tale, ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, în față, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări, și în ceea ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de sfârșitul acestui ciclu care, într-adevăr, a fost destul de lung. Suntem deja la lecția 17-a. Cred că mai urmează o singură lecție în care am vrea să discutăm puțin despre cortul întâlnirii și toate obiectele cortului, pentru că sunt foarte puțin cunoscute și veți vedea ce extraordinare lucruri a făcut Dumnezeu pentru poporul său. Lecția din seara aceasta am intitulat-o Un final glorios. De la o anumită vârstă trebuie să ne gândim la final. Nu este ușor. Dacă n-ar fi venit criza aceea de inimă, nu știu dacă m-aș fi gândit așa de repede, că tot timpul am amânat că avem timp să ne gândim la aceste lucruri. Dar a venit o zi în care a început să-mi fac socotelele, să văd ce mai am de făcut. Fiecare dintre noi ar trebui să ne punem niște întrebări care cred eu sunt extrem de importante. Și ascultați-mă, cu cât le veți pune mai repede în viață, cu atât mai bine. Nu așteptați până la sfârșit, că s-ar putea să nu mai avem timp la sfârșit. Întrebarea numărul 1, ce-ar fi pierdut lumea dacă eu n-aș fi existat? Ce-ar fi pierdut lumea dacă eu n-aș fi existat? Practic, ar trebui să ne gândim ce am adus în această lume bun, ce lăsăm în urma noastră atunci când plecăm din această lume. De vreo 3 săptămâni acum lucrez la o carte care am avut-o așa pe inimă de mulți ani, pe care am botezat-o Oameni pe care am întâlnit, pe care am cunoscut. Am început să mă gândesc la oameni care mi-au influențat în bine viața mea. Am găsit vreo 40-50 de nume de oameni foarte importanți pe care am cunoscut de-a lungul vieții și care au adăugat niște valori la propria mea viață. Gândiți-vă la oamenii aceia. Oamenii aceia n-au trăit degeaba. Dacă v-au influențat în ceva pozitiv, înseamnă că ei n-au trăit în această lume degeaba, ci au lăsat ceva în conștiința dumneavoastră, în caracterul dumneavoastră, în viața pe care o aveți. Am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Majoritatea din ei despre care am scris s-au plecat deja la Domnul. Nu mai pot să îi sun, să mai le mulțumesc. Sunt la Domnul, dar mi-am dat seama că oamenii aceștia au lăsat niște urme în viața mea. Dacă ei n-ar fi existat, oamenii aceștia, așa, eu aș fi pierdut ceva ce mi-au lăsat ei.
Ce ar pierde lumea dacă tu n-ai exista? Gândește-te bine la asta. O altă întrebare care este la fel de tulburătoare, cât de mare ar fi golul acela? Avem vreun efect major asupra altora, asupra lumii în care noi trăim? Sau efectul acela este foarte mic? Se spune că într-un ziar american a apărut o informație care zice incendiu de azi noapte a ars biserica din centru. Și nu s-au făcut alte pagube în orașul nostru. Practic, știrea aceea spune că biserica n-a fost prea importantă în orașul ăla, că n-a lăsat mare pagubă în oraș, nu? Când noi vom pleca din această lume, golul care îl lăsăm, este unul mare sau unul mic sau nu va observa nimeni că am plecat din această lume? A treia întrebare, care este diferența pe care o fac eu în viețile altora? Care este diferența? Ajut pe cineva? Acum am fost foarte ispitit scriind despre oamenii aceștia, despre cei mai mulți dintre ei n-am găsit informații nici măcar pe internet. Nu știu unii dintre ei când s-au născut și nici măcar când au murit. N-au lăsat urme prea mari în spațiul ăsta virtual, nu? Dar gândindu-mă la propria mea viață, mi-am dat seama că au lăsat niște urme foarte serioase în propria mea viață. De exemplu, am căutat pe internet zilele trecute despre fratele Simionuc. Simionuc, cum ziceam noi, ca un singur nume, de era Simionuc, era două nume. Nu scrie nicăieri pe internet de el. Nimeni nu i-a înregistrat vreo predică, nimeni nu i-a scris o biografie la omul ăsta. Ei, dar sunt mii de oameni care au fost afectați pozitiv de existența acestui bătrânel extrem de simpatic și extrem de cunoscător de Biblie. Țin minte că la Timișoara îl primea fratele Leontiuc la prima biserică pentecostală din Fabric. Îl punea să predice și înainte să predice spunea, este cineva să mă ajute să citească și dădea un verset din Biblie. Țin minte că un prieten de-a meu foarte bun s-a ridicat în picioare să citească curajos. După care bătrânul spune, îmi pare, dar ai sărit pentru un cuvânt, frate. Câțiva care îl știam bine, a zis, băi, inginerule, ia, uită-te bine că ai sărit pentru un cuvânt. Nu? Bătrânul știa mult mai bine ca inginerul ce scria în Scriptură și a văzut că ăsta a sărit pentru un cuvânt din citirea Scripturii. E bine, acestea sunt urme lăsate în viețile altora. Care este diferența pe care o fac eu în viețile altora? Sunt oameni care o duc mai bine pentru că eu exist sau o duc mai rău că eu sunt pe fața Pământului. O altă întrebare. Ce lăsăm în urma noastră? Ce o să lăsăm în urma noastră? V-ați făcut vreodată inventarul? Să știți că sunt foarte puține lucrurile care rămân. Sunt foarte puține. Pentru prima dată în viață am început să scriu pe hârtie. M-am îngrozit. Mi-am dat seama că prea mari valori n-am de lăsat în urma mea, nu? Gândește-te bine la aceste lucruri. Pentru că vine capătul de drum oricum. Prin ce vom rămâne în amintirile urmașilor? Ce își vor aduce aminte oamenii de noi? E bine, omului Dumnezeu, Moise, a fost un om care a lăsat urme de neșters în istoria omenirii. Spune Sfânta Scriptură că nimeni nu s-a ridicat, niciun proroc, măcar nu s-a ridicat la nivelul lui Moise, care să-l fi cunoscut Domnul să-l fi cunoscut și el să-l cunoască pe Domnul față în față, să vorbească gură către gură, așa cum mai spune în altă parte o expresie din Vechiul Testament. Nimeni nu s-a ridicat la un asemenea nivel. Nici unul nu poate fi pus alături de el, spune versetul 11.
Moise a lăsat, deci, niște urme de neșters în întreaga istorie a omenirii. Am putea să avem o lecție specială numai despre urmele lăsate de Moise. Știți că Moise ne-a lăsat cele 5 cărți ale lui Moise, începând cu Genesa. Noi n-am ști ce s-a întâmplat cu viața noastră, de unde venim și care este istoria noastră dacă nu ne-ar fi scris Moise lucrurile astea. Moise a avut o contribuție absolut esențială la istoria umanității. Legile tuturor țărilor Pământului sunt bazate pe poruncile, pe cele 10 porunci, pe legile descoperite de Dumnezeul lui Moise. Moise a fost omul care a lăsat, deci, aceste urme de neșters. În primul rând, el a fost omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a fost în voia lui Dumnezeu, la locul ales de Dumnezeu și în timpul stabilit de Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile astea trebuie să meargă împreună. Dacă nu ești omul lui Dumnezeu și nu ești în voia lui Dumnezeu, s-ar putea să nu fii la locul pe care l-a ales Dumnezeu și nu ești deloc eficient. S-ar putea să nu fii prezent la timpul în care Dumnezeu are nevoie de tine și iară nu ești eficient. La Moise toate lucrurile astea au mers mână în mână. Dar, așa cum este vorba aceea, totul este bine când se termină cu bine. Și la Moise s-a terminat bine. Cu toate că, dacă gândim așa omenește, n-a intrat în Canaan. Dar, de fapt, de la bun început, Dumnezeu nu i-a promis lui Moise că el va ajunge în Canaan, ci că el îi va duce, îi va scoate pe evrei din Egipt. Și Dumnezeu știa foarte bine planul care există și timpul. Și nu i-a promis lui Moise niciodată că va ajunge să intre în Canaan. Dar Moise a făcut greșeala aceea, zicem noi, extraordinară și într-adevăr a fost. Le era sete evreilor. Și atunci Moise a zis, și ascultați cuvintele lui, sunt cuvintele unui om nervos. E supărat rău, e nervos. Ascultați răzvrătiților. Niciodată nu le-a zis la evrei, așa, mă răzvrătiților. Vom putea noi oare să scoatem apă din stânca asta? Moise, nu puteai, nu poți să scoți apă din stânga niciodată, pentru că tu ești un om, ca toți ceilalți oameni. Okay? Întrebarea nu e bine pusă, Moise. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât au băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine. Deci tu ai lovit stânca și n-ai crezut în mine. Tu ai crezut în tine, nu? N-ai crezut în mine. Ca să mă sfințiți înainte copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Pentru că nu m-ați sfințit. Nu te-ai purtat corect în momentul ăsta. O nouă ni s-ar părea, ce mare lucru, nu? Ei, avem de face cu Dumnezeu care ne citește gândurile, sentimentele, atitudinile și ne judecă după lucrurile astea care nu se văd, nu? Toată lumea a văzut un om plin de putere care dă cu toiagul și scoate apă din stâncă. Dar Dumnezeu se uita la inimă, unde nu era credință și unde nu era cinstirea care îi se cuvenea lui Dumnezeu care face minuni. Și Moise n-a intrat în țara promisă. Ar vrea să discutăm acum, Moise se pregătește de plecare. Spuneam că ar trebui să fim suficient de înțelepți la un moment dat în viață și să ne pregătim pentru ziua în care vom pleca din lumea asta. Moise a știut încă destul de devreme, de la experiența aceasta pe care au avut-o evreii cu Domnul, nu? Și Moise a știut că el nu o să intre în țara promisă, pentru că acolo la apere Meriba, care înseamnă ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfințit între ei. La apele Meriba, Moise știa din momentul acela că nu o să intre în țara promisă, pentru că Dumnezeu ceea ce spune este da și amin. De aceea el se pregătește din timp
pentru plecarea din această lume. Iată câteva lucruri pe care le face Moise în pregătirea lui pentru plecare din lumea asta. În primul rând, conduce poporul până la granițele Canaanului. Dacă citiți în Numeri, capitolul 22, versetul 11, cuvântul Domnului spune: copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Ierihonul era deja în Canaan, era față în față cu Ierihonul. Trebuia doar să treacă Iordanul și să intre în țara promisă. Își conduce poporul până aproape de ținta călătoriei final, ținta finală. În al doilea rând, Moise face numărătoarea poporului. În Numeri 26, versetul 2, primește poruncă de la Dumnezeu care sună așa: faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel de la vârsta de 20 de ani în sus. Face numărătoarea, face recensământul poporului. Vrea să știe, și evreii aveau nevoie să știe cât de mulți erau la intrarea în Canaan. În al treilea rând, Moise își desemnează succesorul. Domnul a zis lui Moise: ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Numeri 27, versetul 18. Își desemnează succesorul. Ascultați-mă, orice succes fără succesor e un eșec. Un succes fără succesor este un eșec. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ne gândim la succesorul, cel care va prelua destinele casei noastre, a business-ului nostru, a lucrării în care noi suntem chemați. Cine va continua după noi? Trebuie să ne găsim un Iosua pe care Domnul îl alege, de fapt, și ne îndeamnă să îl introducem, să continuă lucrarea pe care noi o facem. Noi nu putem gândi ca și oamenii aceia care spună după noi potopul, nu? Lasă să vedem noi ce o să suferiți după ce eu nu o să mai fiu aici. Nu putem gândi așa. Întotdeauna trebuie să ne gândim la un succesor. În al patrulea rând, Moise întărește legile și poruncile divine care le-a dat până acum evreilor. Numeri 28, 1-2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel și spune-le. Și din nou Moise repetă legile și copiii lui Israel știu exact ce au de făcut atunci când vor intra în noua țară. Moise apoi dă instrucțiuni foarte clare pentru cucerirea Canaanului. Cum trebuie să cucerească această țară? Să luați țara în stăpânire și să vă așezați în ea, căci eu v-am dat țara aceasta ca să fie moșia voastră. Numeri 33, versetul 53. Apoi Moise rostește binecuvântări peste tot poporul. Dacă vreți, uitați-vă, capitolul 33 este binecuvântarea rostită de Moise peste tot Israelul. Este o cântare de binecuvântare pe care Moise o rostește peste poporul lui Dumnezeu. Ea se încheie cu versetul 29, care sună așa de faine: ferice de tine, Israele! Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Așa se încheie această binecuvântare pe care Moise o rostește peste poporul său. Și ultima, numărul 7, Moise este pregătit de Dumnezeu pentru plecarea aceasta din lume. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cei ce umble pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji, spune Psalmul 101, versetul 6. Moise este pregătit de Dumnezeu pentru plecarea din această lume și pentru întâlnirea cu El. Vreau să continuăm și să discutăm acum. Moise perseverează până la sfârșit. Mulți dintre noi care, mă rog, am primit vestea aceasta că mai avem puțin și eu știu,
plecăm, cei mai mulți dintre noi n-am mai face nimica. Am trage pe dreapta, am zis, am muncit destul, am făcut, ne resemnăm cu boala care a venit, cu situația imposibilă, dar nu așa face Moise. Moise perseverează și perseverează până la sfârșit. Iată 5 lucruri extrem de importante de la care putea să învățăm atunci când ne apropiem și noi de sfârșitul călătoriei noastre în această lume. Aici am vrut să vă arăt câteva imagini. În două din călătoriile care noi le-am făcut în Israel, am urcat exact pe muntele ăsta, Nebo, pe vârful Pisga, ca să vedem și noi ceea ce a văzut Moise. Și iată cum se vede de pe muntele acesta Valea Israelului, de pe muntele Nebo. Aici, pe muntele Nebo, este acest memorial creștin, de fapt, și ridicat în cinstea lui Moise. Tot aici este și o statuie cu șarpele de aramă, care este un simbol extraordinar, care a rămas de pe vremea lui Moise. Și de aici se vede, așa cum spuneam, imaginea pe care a admirat-o, de fapt, și Moise, de pe muntele Nebo, a admirat Canaanul, țara aceea extraordinară în care Dumnezeu îi va duce pe copiii lui Israel. Este o experiență extraordinară să urci pe muntele ăsta și să vezi ceea ce a văzut Moise atunci. Spuneam că Moise perseverează până la sfârșit. Nu se dă bătut, știe că va pleca din lumea asta, nu știe exact când, dar Moise este extrem de activ. Continuă să urce muntele. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului, Deuteronom 4:1. Urcă pe munte. N-a zis, Doamne, și așa vrei să-mi ai viața, sunt cam bătrân, am 120 de ani, lasă-mă pe mine să stau aici. Aveam la Chicago un frate foarte simpatic, mi-am adus aminte zilele astea de el, era în comitetul bisericii, biserica îl iubea, era un om extraordinar. Când anunțam vreo ședință, venea la mine și spune, frate Petrică, era un om de la țară, lasă-mă pe mine să merg acasă cu baba mea, zicea el, că eu sunt de acord întotdeauna cu ceea ce hotărăsc frații, lasă-mă pe mine să mă duc acasă cu baba mea. Era un om bun. Dar Moise nu este așa. Moise nu zice, Doamne, lasă-mă aici, am 120 de ani, munte-mi trebuie mie acum. Aoleu, de-abia mă duc pe drum drept. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, n-am prea mulți ani, dar mă uit cu groază la scările astea, că la a treia treaptă deja simt o mișcare nesigură într-un genunche, nu? Da, să ai 120 de ani. Nu-ți spune să te mai urci pe munte. Lasă, Doamne, trimite-l pe Iosua, că ai zis că ăsta e tânăr. Nu, trimite-l pe ăsta. Lasă-mă pe mine aici jos. La ce îmi trebuie să mai și văd ceea ce n-o să am, la ceea ce n-o să intru. Nu, lasă-mă aici. Nu, urcă pe munte, Domnule. Se duce să vadă. Urcă pe munte. Spune Sfânta Scriptură că încă este puternic la 120 de ani. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i slăbise, deci nu avea nevoie de ochelari și puterea nu-i trecuse. Nu-i trecuse puterea și nu-i slăbise vederea. Ne dăm seama că Moise a avut un impact uriaș asupra acestui popor. Copiii lui Israel l-au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. 30 de zile. Și-au dat seama atunci că au pierdut omul care mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Omul care îl convingea pe Dumnezeu să ierte. Omul care a oprit de atâtea ori nenorocirea care trebuia să vină peste ei, nu? Omul care s-a pus în spărtură și a zis, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să-i omori pe ăștia. Ce o să zică lumea de tine, Doamne? Omul care a apărat onoarea lui Dumnezeu.
Ei, la moarte ne dăm seama uneori de ceea ce pierdem. Când pierdem ceva, ne dăm seama ce important a fost lucrul acela pentru noi, nu-i așa? Atâta timp cât l-avem, e aici undeva, slavă Domnului. Dar când l-am pierdut, începe să ne dăm seama că lipsește ceva extrem de important. În al patrulea rând, Moise a fost mentorul lui Iosua și a unei întregi generații. Noi nu ne dăm seama ce efect avem asupra oamenilor din jurul nostru. Uneori suntem mentorii unor oameni fără să știm. Când am fost în România, întotdeauna când vin de România, vin cu un geamantan plin de cărți. Umblu pe la toate librăriile, îmi cumpăr ce cred eu că e ultimele apariții și îmi duc cărți. Am de citit până la următoarea călătorie. Și am găsit din nou o carte pe care am citit-o în tinerețe, dar ce am descoperit? Că dacă citești acum cărțile pe care le-ai citit în tinerețe, îți dai seama că atunci n-ai înțeles nimic și că de fapt astea altceva voiau să spună decât ai crezut atunci, nu? Ei, mi-am cumpărat o carte a unui împărat roman, Marcus Aurelius, care are o carte absolut extraordinară, se numește de vorbă cu tine însuți. Ei, ce m-a uimit la împăratul ăsta? Ăsta a fost un împărat foarte ciudat. Noaptea când nu dormea, nu făcea prostii, nu își aducea prostituate sau bea ca toți ceilalți împărați romani până picau jos de beți, ăsta scria, domnule. Scria. Majoritatea cărților sale le-a scris în campaniile sale de război, în cort, noaptea, când nu dormea. Și primul capitol din cartea aceasta a fost absolut șocant pentru mine. Acum am început să-l văd cu alți ochi. Zice, de la mama mea am învățat și două liste de lucruri care le-am învățat de la maică sa. De la tatăl meu am învățat, de la bunicul meu am învățat, de la unchiul meu am învățat și apoi ia pe toți senatorii la rând și toți oamenii pe care i-a cunoscut el și scrie un capitol întreg ce a învățat el de la oamenii aceia. Extraordinar. Extraordinar. E bine, cei care au trăit în timpul lui Moise ar fi putut să scrie un capitol întreg de la Moise am învățat că nu trebuie să te înfurii și să dai de două ori în stâncă și să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. De la Moise am învățat blândețe, am învățat răbdare. Pentru că Moise a fost un mentor extraordinar pentru tot poporul lui Israel. Au putut învăța ceva de la el. Iată ce spune despre Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Deuteronom 34:9. Și ultimul lucru este că secretul lui Moise, pentru care el a terminat bine, este conținut de versetul acesta din Evrei 11:27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mâna împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce era nevăzut. Asta este explicația, este secretul de a termina bine, să-l vezi pe cel care este de nevăzut. Să te încrezi în el și să rămâi neclintit până la capăt. Acesta este secretul de a termina bine. În al treilea rând, Moise este promovat înaintea lui Dumnezeu. Moare și este mormântat de Dumnezeu. Ce onoare extraordinară să te mormânteze Creatorul tău. Okay? Pe toți ceilalți oameni îi mormântează semenilor, familiile, prietenii și așa mai departe. Iată un om pe care l-a mormântat Dumnezeu. Și a știut Dumnezeu bine să-l mormânteze în așa fel încât nimeni să nu-i găsească mormântul, să nu facă loc de pelerinaj din el, să nu facă idol din el, să nu meargă la el ca la cum se duc musulmanii la Mecca, nu? L-a mormântat Dumnezeu
și este promovat, practic, Moise înaintea lui Dumnezeu în ceruri. Câteva lucruri despre Moise și promovarea lui, dacă vreți. În primul rând, primii 40 de ani din viața lui Moise, asta mai spus-o și vreau să o repet, să o țineți minte, Moise a crezut că este cineva. Fiul fiicei lui Faraon, general, student la școlile Egiptului, cunoștea toată înțelepciunea. Următorii 40 de ani până la 80, Moise a descoperit că este un nimeni, este un nobody. Și ultimii 40 de ani, Moise descopere ce poate face Dumnezeu cu un nimeni, ce poate face Dumnezeu din nimic și cu un nimic. În Psalmul 116, versetul 15, este un verset care l-auzim de obicei la mormântări și ni se pare un pic cam ciudat și nu-l prea înțelegem, dar li se spune că scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Oare de ce o fi scumpă? De ce e valoroasă moartea? Pentru că Dumnezeu îi promovează pe oamenii aceștia în fața Lui, în împărăția Lui, îi primește în glorie acolo. După 1400 de ani, Moise este prezent pe muntele Schimbării la față, alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Cei trei ucenici îl văd, sunt uimiți, Petru este extaziat, Doamne, hai să facem trei colibe aici, nu? Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Wow! Credeți că întâmplător Domnul Iisus l-a chemat la această convocare sfântă pe muntele arătării la față, nu? A schimbării la față? Nu! Moise a fost o piesă majoră în să zic așa, în acest război sfânt al lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, nu? Și acum se consulta Domnul Iisus cu el, cu această piesă de bază din planul lui Dumnezeu pentru ceea ce urma să se întâmple în viitor. Nu sunt unul dintre cei care explică astfel, dar s-ar putea ca unul dintre cei doi martori din Apocalipsa să fie Moise, despre care vorbește Apocalipsa. Nu suntem siguri, nu avem nicio informație, dar s-ar putea ca un asemenea martor, nu? Un om care n-a cunoscut, să zic, moartea obișnuită ca noi, a noastră, celorlalți, un om care a fost mormântat de Dumnezeu și a murit în prezența lui Dumnezeu, să fie folosit de Dumnezeu în ultimele zile, în cartea Apocalipsei. Nu știm, dar este o asemenea explicație. Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Moise este că Moise s-a pregătit, a perseverat până în ultima secundă și a fost promovat pe urmă la cerele veșnice. Vreau să fac trei afirmații la încheierea slujbei din această seară, care sunt lecțiile practice care noi le-am putea învăța. Numărul unu este că nu există pensionare în slujirea înaintea lui Dumnezeu. De aceea slujește cu bucurie, slujește cu bucurie. Nu există pensie, ok? Nu există pensie. Slujește cu bucurie până la capăt. Până când te cheamă Domnul acasă. Folosește timpul și slujește cu bucurie. 2. Nu înceta să influențezi în bine generația ta, oamenii din jurul tău. Nu înceta să influențezi în bine. De aceea trebuie să fii curajos. Uneori trebuie să faci lucruri care au nevoie de curaj. Și ultima afirmație, pregătește-te de întâlnirea cu Domnul. Fii gata, fii pregătit pentru lucrul ăsta. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ne vom întâlni cu Domnul. M-aș bucura să vină Domnul atâta timp cât suntem în viață și să ne întâlnim cu El pe nori. Dar s-ar putea să plecăm noi ca să ne întâlnim cu Domnul.
Și ar trebui să ne pregătim pentru lucrul acesta. Când unuia dintre profeții vechi, dintre regii Vechiului Testament, prorocului Dumnezeu i-a zis, pregătește-te, pune-ți casa în rânduială, că trebuie să te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Ăsta a protestat, s-a rugat, a plâns, s-a întors cu fața spre perete. Domnul a fost milă de el și i-a mai dat 15 ani. Sunt sigur că la sfârșitul celor 15 ani s-a uitat în urmă și a zis, măi, de ce am plâns eu oare, nu? Că era mult mai repede în gloria cerească și mă duceam bine, o terminam bine, dar uite ce s-a întâmplat în acești 15 ani și nu s-au întâmplat lucruri bune, unele n-au fost bune deloc. Au venit dușmanii și s-a lăudat cu ce are, i-a dus să-i arate toate magaziile, toate bijuteriile, toate mașinile, ce știu eu, banca, conturile de la bancă. Și Dumnezeu a zis, nu, uite, toate astea care le-au văzut ăștia o să ajungă la ei. Va veni o zi când vom pleca din lumea asta. Haideți să fim înțelepți și să ne pregătim pentru ziua aceea. Moise a fost pregătit și a terminat bine. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți să putem termina și noi bine. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru harul care ne l-a dat să fim în casa Lui.